Echipa de volei feminin a Clubului Sportiv Muștele, antrenată de profesorul Adrian Mihăil, a câștigat la Masa Verde primul joc din cadrul primei etape a noii ediții de campionat în fața echipei Bravol Brașov. Echipa oaspete a fost exclusă din campionat din motive tehnice, și anume brașovencele nu au întrunit condițiile de talie obligatorii. Mai bine spus, echipa Bravol Brașov nu a putut alinia la startul acestei competiții cel puțin o sportivă cu talie de 1,78 m, fapt ce a condus la excluderea echipei din campionat. Cu toate acestea, brașovencele s-au prezentat la câmpul lung în vederea jocului stabilit, chiar dacă s-a jucat în afara competiției, voleibalistele pregătite de Adrian Mihăilă impunându-se cu scorul de 5-0. Următorul joc al echipei CS Muștel va avea loc pe data de 25 octombrie în deplasare cu LPS Viitorul Pitești. Din grupa în care a fost repartizată echipa CS Muștel mai fac parte echipele CSS Sibiu, LPS Viitorul Pitești și Colegiul Național Nicolae Titulescu din Craiova. Dintre acestea, primele trei clasate se vor califica mai departe la turneul semifinal.